Bună ziua! Stați să-mi revin! Eu îl caut pe domnul Eugen. Înseamnă că ne-am întâlnit la fix. Pare bine de cunoștință. Și stați că nu mai pot de aburi ăștia, că deja miroase a vin fermentat. Simțiți? Dacă ar fi să vă spun un pic despre fiecare... Văd că are niște bucăți. 1, 2, 3, 4 sunt numerotate. Da. Sunt niște rezervoare de inox în care depozităm vinurile materie primă. Când spun de vinuri materie primă, vorbesc despre fetească, soi Neauș, soi de-al nostru, da? Fetească regală și fetească albă, și nelipsitul Chardonnay. Dacă ar fi să vorbim de spumante roze, vorbim de Pinot, vorbim de Merlot, și ca să ne impunem amprenta de această dată și pe acest produs, folosim pe licoare de expediție fetească neagră. Le încărcăm. Exact, acum sunt goale. Ele de regulă la sfârșit de iarnă și primăvara sunt pline. Eu am verificat că am vrut să iau o dușcă. Ați venit un pic mai târziu, dar ne imaginăm că ați venit la timp. Ia, deci să zicem că eu sunt vinul, am intrat. Da, și eu sunt drojdie. Am fost pompat aici. Da, da. Și intru aici. Da, bineînțeles. Cum deschideți? Iată. E gol, nu? Da, ne transformăm de data asta într-un inginer mecanic, mă transform dacă vreți. Și iată, desfacem în maniera asta, pentru că recipientul e prevăzut cu o clapă, se deschide. Dat fiind că e gol și puteți încerca să faceți niște vocalize, vă sfătuiesc să încercați. Da. Se poate intra? Sigur. Pot eu să intru? Sigur, pe răspunderea mea. O să intru. Explicați-mi, deci camera de tiraj. Da, 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 zona de tirajare. Explicăm termenul, să înțelegem, da? Este vorba de locul. Locul este acesta, tancul propriu zis. Și cum ați fost o deschizătoare de drumuri de când ați venit, până veți pleca, veți fi la fel. Deci nu fac decât să vă... Vedeți magia. Domnule, nu mai intru și aici. Nu trebuie să mai intrați, dar trebuie... Facem uz de imaginație astăzi, de fapt. Este și ecou, dar asta este și cumva izolat termic. În sensul că ecou e, dar e posibil să nu vă mai auziți afară de data asta. E mai mic aici. E mai mic, are o capacitate de 4500 de litri. Vorbim de... m-ați întrebat de tiraj, aș vrea să explic. Da? E vorba de un amestec între vin, licoarea de tiraj, licoarea cu un conținut în zahăr, hrana pentru drojdiile care se aplică și ele, săracele ultimile. Urmează să fie omogenizate o oră, două. Pe perioada îmbutelierii sticlele, elicea respectivă se învârte tot timpul, în ideea că lichidul trebuie să fie omogen. Am ajuns la o mașinărie pe care o manevrează, un filtru, o manevrează Neanelu. Da. Sigur. Și ce e asta? Filtrul de? Eu o să rog să ne spună dânsul. E pentru filtrul? Pentru filtra licoarea de tiraj și licoarea de expediție. Acum îl pun așa, m-am învățat cum să pun partea asta. Vine aici vin. Da. Intră așa. El trece arată într-un fel. Da, e încărcat, dacă vorbim de un amestec, da? Și trebuie să iasă curat. Așa, da. Intră și iese, e un circuit închis. Din ce sunt? Din celuloză. Din tank, vinul intră în sticle și sticlele vin la culcare aici. Da. Într-un buncăr. Da, păi ați spus bine într-un buncăr, dacă ne gândim la tank. Deci da. Din tank nu mai e în buncă. Da, da, da. Nu, e foarte bine ce ați spus. Da, într-adevăr, după ce se pune lichidul în sticlă, ajungem de data asta de sus, jos, dacă vreți. Ajungem într-o celulă de fermentare. Buncărul despre care ați făcut asta mențiune. Și ca să vă dau dreptate 100%, a spune că buncărul a fost făcut de Carol. Iată ce coincidență. Carol I. Deci, da, 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 a fost gândit ca un for de apărare pentru războiul, pentru primul război, deci da, pentru apărare. Exact. Toate... Asta la sfârșit de secol trecut s-a întâmplat, da?
însă nu au fost folosite niciodată, asta e realitatea. Și ați pus câte lipsticle aici? Păi în toată, în toată fabrica avem la momentul ăsta aproximativ un milion de sticle. Doamna Tanța este de gorjor șef. Dar acum facem remoaj. Deci, parlez-vous français? Spuneți-mi ce trebuie să fac, că acum trec la lucru, că de-aia e vizită de lucru. La fiecare rotire se adună depozit de drol vierb din masa lichidului spre doc. Și la fiecare rotire, la optime se face. Rotim astea, distractiv. Ia. Doi. Cam grele. Cât cântărește o sticlă? Un litru jumate. Aveți mușchi bine dezvoltați, nu? Și astea le-am învârtit? Cum țineți minte? Le mai învârt o dată. Mi-e frică! Dau? Să fie într-un ceas bun! Poate auziți un zgomot de fond. Am intrat pe o linie de plimbat sticlele. Și acum domnul Eugen mă echipează pentru că intru aici să... Da, exact cum trebuie într-o astfel de hală. Și eu vreau să scot depozitul de drojdie și să rămână vinul clar. Asta se întâmplă aici. Jos depozitul de drojdie. Vă rog să nu intre altă lume decât cei care se pricep. Computers now have primary control of critical vehicle functions. Da. Nu le punem aici? Ia și eu și eu. Doar din încheietura. Da, din încheietura? Da, pe așa vă dorm mâine. Da. Hai noroc! Și la mai mare! Gata! Fiindcă am dovedit că mă pricep, am să... desfac și această sticlă, deși probabil că în mesaj zice cum să o desfaci. Asta e Zara Diamond. Fetelor le plac diamondurile. Ia uite, e întreaga poveste aici. Și ia să vedem. Eu nu prea desfac șampanii de obicei. Vinuri spumante cu atât mai puțin. La o parte toată lumea de acolo. E bine și așa. E bine. Diamantul strălucește.